cât de mult te țin banii în China. Ceau, sunt voi cu Mihnea din Beijing. Suntem deja în China de aproape 6 ani de zile și una dintre marile întrebări pe care le primim zice, dar ce te duci acolo să stai tu în China, să fii tu sclav acolo la chinezi? Ei bine, fiecare alege să locuiască unde doresc ei, dar în sistemul de învățământ internațional, cele mai bune salarii se plătesc fie la chinezi, fie în Orientul Mijlociu, în Qatar sau în Arabia Saudită. Acum, dacă nu-ți place să treci în Orientul Mijlociu, dacă nu-ți place la arabi, atunci alegi Asia. Dacă dorești să pui niște bani deoparte, dacă dorești să lucrezi într-un sistem de învățământ care este dotat și are practic bani să țină un învățământ ca lumea, să faci un învățământ ca lumea, mai ales dacă ai prunci, ai vrea să și îți fie într-o școală foarte bună, e bine, atunci vii în China și nouă ne place Asia. China a fost o decizie foarte, foarte bună pentru noi. Ne-ar fi plăcut să fim în Shanghai, dar suntem în Beijing și suntem mulțumiți și cu treaba asta din Beijing. Acum, întrebarea este, păi stai acolo tu în China, ai multe cheltuieli, ce faci, nu rămâi cu niciun ban. E bine, să știți că nu este așa. Și voi ține acest video destul de scurt. Care este situația financiară aici? Ei bine, primim un salar de bază plus o alocație de cazare, cu care plătesc cazarea, deci nu plătesc cazarea, plus se plătește bilete dus-întors spre patria mamă, atât mie cât și copiilor care sunt la mine pe viză, deci odată pe an nu mai plătesc biletele de transport înspre casă, plus plătești un salar care primești un salar care, bineînțeles, este impozabil. Da, asta e clar, în orice țară mergi și plătești impozit, dar când ieși când ai terminat, ți-ai terminat contractul în China și zici gata, nu mai stau în China, atunci guvernul îți va da din banii ăștia înapoi o anumită sumă și dacă stai deja de 6 ani suntem, va fi o sumă destul de substanțială. Iar acum, cu banii care îi primești din salar, ce facem cu ei și cât de mult te țin acești bani? Ei bine, haideți să vă spun care este sistemul la noi în familie. Eu îmi transfer absolut toți banii direct în contul din străinătate și odată la 10 luni îmi transfer un salar în contul din China. Iar acest salar mă ține, deci un salar întreg, acest salar mă ține timp de 10 luni. Deci practic timp de 10 luni am 9 luni în care salarul îl pun absolut totul direct în contul din străinătate, deci pun deoparte din 10 salarii, 9 salarii le pun deoparte. Eu spun că să fii în stare să pui deoparte atât de multe salarii tot la 10 luni este o chestie fantastică. Bineînțeles, avem o cheltuială foarte mare cu bona fiecare lună, care are un salar de 7500 de yuan, deci aia înseamnă 1000 de euro în fiecare lună. Acesta este plătit din salariul mamei, deci scazi suma asta din salariul soției, iar și ea tot așa, tot la 9 luni cheltuiește câte un salar. Pe ce cheltuim banii? Pe mâncare, practic. Pe mâncare și pe transport. Da. Ne uităm să cumpărăm mâncăruri cât mai sănătoase și cât mai bune și la transport am făcut noi decizia că nu ne trebuie mașină, mergem cu taximetru, este mult mai ieftin, cu totul că se duc niște bani, este mult mai ieftin să călătorești cu taximetru, așa, in the long run, așa, în viitor, dacă calculezi totul, dacă calculezi câți bani ai dat pe o mașină și câți bani dai pe taximetru, mai bine ieși cu taximetru. În plus, ce mai cumpărăm? Una alta chestie pentru copii, să știți că sunt foarte, foarte ieftine și nu ți le poți permite aici în China. Deci nu avem cheltuieli foarte, foarte mari. Iar ideea este că lucrăm, copiii merg la o școală
bună aici unde suntem noi, punem bani deoparte, ne trăim viața frumos aici și fiecare cu stilul lui de viață, dar să știți că în China, și China oferă la momentul de față cele mai bune salarii și beneficii profesorilor străini. Atât în școlile internaționale, cât și în școlile bilingve, cât și în școlile, hai spunem, astea private, care au nevoie de un profesor, să zicem, un profesor străin. Acum, asta nu înseamnă că nu ai putea să spargi toți banii într-o lună, dar noi nu avem această intenție și ne pregătim pentru viitor, iar aici, momentan, suntem bine plătiți și suntem apreciați pentru ceea ce facem. Ok, asta este povestea. Ciao, ciao!